Salutare, fraților! Stați puțin să-mi aprind o țigară. Acum că am făcut asta, sunt de 3 ori mai prost decât înainte. Un mesaj scurt. Nu fiți proști ca mine. Nu fumați. Deci, suntem atât de manipulați, sau nu știu exact ce suntem, dar suntem proști. În principiu suntem proști. Fumătorii. Dăm bani. O grămadă de bani. Ne strică sănătatea. Pentru ce? Ce e plăcut? Ce e plăcut în asta? Da, drag se duce, 5 minute și gata. Vreau să fiu un mesaj cu tentă bună, mai ales dacă pentru nefumători. Nu vă apucați. S-ar putea să nu puteți să le lăsați. Și nu o să știți de ce nu vă lăsați. Cu o dată și o dată tot. Eu cred că am încercat de zeci de ori să mă las și cred că mulți au încercat și ne-au reușit. Nu aduc niciun beneficiu. Și știu că pare că trag cu plăcere acum din ea, nu? Nu încerc să evidențiez cât de prost sunt în materie de așa ceva. Adică de ce fac asta? Eu și alți milioane prin România. Bine, nu mai în România. Vreau să zic așa, că suntem în țara noastră. De ce facem asta? De ce fumăm? Ce beneficiu are tutunul ăsta? În fine, vreau să fie doar mesaj scurt și să fac și un test, dar nu sunt sigur că merge cu șervețel, dar o să încerc. Stați puțin. Să vedeți ce se întâmplă, cum o să arate șervețelul după ce suflu în el. Deci stați să vă arăt, e alb, da? Alb. Nu-mi fac nimic. Stați puțin. Sper că se vede. Vedeți pata aia maro? Stați că mai fac una, unde vreți, aici, fac jos. Priveți. Mă întreb, plămânii noștri ce se întâmplă cu gâtul, cu... Atât am avut de spus. Vă rog, pentru voi în primul rând, pentru banii voștri, pentru sănătatea voastră, nu fumați, nu fiți proști ca mine. Atât am avut de spus. Seară bună!